Este un moment foarte complicat și noi, evident, în Alianța Nord-Atlantică avem o atenție 360 de grade. Evident, în Est, războiul continuă împotriva Ucrainei. În Sud, e un risc de escaladare și de inflamare a opiniilor publice. Avem incidente pe care le investigăm împotriva unor conducte de gaz în zona nordică. Suntem extrem de vigilenți. Asta vreau să transmit ca mesaj central. Suntem extrem de atenți la tot ce se întâmplă și pentru noi, pentru România, pentru țările aliate, lucrurile sunt solide.